Bună dimineața, viață! Bună dimineața, suflete iubitoare de frumos! Bine ne regăsim la mesajul zilnic, mesaj din infinit. Sper că mesajul de astăzi vă găsește bine după provocările de ieri, pentru că ieri a fost o vibrație foarte înaltă care a dus la purificări și spuneam în citirea de că vin provocări de viață care vor scoate ura din noi tocmai pentru a o transforma în iubire și acele provocări care sunt bine trimise de Univers să ne apese acele butoane pentru ca noi să fim cât mai mult în iubire și cât mai mult în divin. Că și eu, la rândul meu, am fost provocată, probabil ca și voi, pot să spun că aproape că am trecut testele, nu în totalitate. Însă, după energia de ieri, astăzi încep să se așeze lucrurile și mesajul zilei de astăzi vine de la Arhanghelul Samuel, Arhanghelul Iubirii, însă vine cu un mesaj despre menirea noastră divină. Și ieri, ceea ce s-a întâmplat, probabil la mulți dintre noi, cei care ne-am conectat și am primit acel mesaj, bineînțeles că asta a fost la nivel planetar. Dar oarecum noi am fost prevestiți, să spunem, prin acel mesaj. Și tot ceea ce s-a întâmplat ieri face parte tot din menirea noastră divină. Și astăzi am folosit pentru mesajul zilei oracolul celor 12 arhangheli. Și iată-l pe Samuel, care îți transmite că ai venit cu o menire glorioasă din infinit și este necesar să accepti tot ceea ce vine spre tine într-o stare de neutralitate, într-o stare de pace, de acceptare. Pentru că tu, când ai pornit la drum în această călătorie, ți s-a creat drag suflet ca ta menire, cu bucurie și cu lumină. Tu ai primit acest dar pentru a crește, pentru a evolua aici, acum, pe pământ, unde este casa ta aici, acum, pe pământ, chiar dacă ești doar în tranzit, aceasta este realitatea. Mulți ani, drag suflet, tu ai fost orbit și sinele divin, nu ți l-ai auzit, spune Arhanghelul Samuel, iar șoaptele line în inimă au venit prin tot ceea ce ai experimentat și, în sfârșit, ai început să-ți asculți sufletul și ai spus da și ai început să deschizi ochii sufletului și să-ți vezi măreția ta, să asculți ființa și muzica sferelor celeste care te ghidează și te înalță. Așa că bucură-te și sărbătorește a ta venire aici din planurile celeste. Mergi cu iubire în a ta călătorie spre a-ți împlini a ta menire. Este mesajul lui Samuel. Ți se transmite să fie o poartă de lumină către Dumnezeu, să dăruiești cu iubire semenilor tăi darurile tale și să înțelegi că ți este sortit să fii iubire în a ta călătorie și să schimbi orice inimă pe care tu o atingi. Acest arhanghel te ajută astăzi și îți relevă, să spunem, menirea ta divină pe care tu ți-ai asumat-o în această existență și îți oferă mereu condițiile necesare pentru a o împlini. Deci, dacă încă nu știi care este menirea ta divină, astăzi vei primi semne clare despre menirea ta divină. Așa că fii foarte atent la viață, la ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că viața îți vorbește încă de când deschizi ochii, încă de când ieși pe stradă, încă de când începi să te conectezi la respirația ta conștientă. Viața îți vorbește continuu, tot timpul este dăruindu-se ție. Și este important să înveți să citești, să-ți asculți, să-ți vezi, să-ți auzi, să-ți onorezi mesajele care vin. Și repet, acest mesaj este unul dintre mesajele vieții pentru tine. Acest arhanghel, Samuel, te ajută acum să înțelegi că este necesar să ai încredere în înțelepciunea divină care guvernează întotdeauna absolut toate evenimentele din viața ta. Nimic nu este la voia întâmplării în acest univers. Și el te susține acum să trezești în ființa ta și să manifesti plenar
bunătate, înțelegere, respect, compasiune, iertare, recunoștință, pace, armonie, nu știu, adevăr, libertate interioară, sinceritate, optimism, spre tot ceea ce tu manifesti și întâlnești și crezi în calea ta. Și astfel tu poți ajunge la acea autocunoaștere și poți să-ți manifesti plena toate calitățile sufletești care clar fac parte din menirea ta. Calități sufletești care sunt de fapt harurile și darurile tale cu care ai venit aici pe pământ. S-a revelat acest arhanghel în citirea ta de astăzi pentru a te inspira, da? Pentru a te inspira să-ți conștientizezi toate aspectele importante din viața ta și să nu le mai ignori și să-ți dai seama că tu ai un rost în această călătorie, că poate acum îți spui care este sensul meu în această viață, care este rostul meu, care este menirea mea. Îți relevă chiar Arhanghelul Samuel. Astăzi vei primi pași clar despre menirea ta, da? Despre cum să te ajut să te înțelegi, îți oferă cele mai bune condiții pentru a afla asta, pentru a te susține, să o realizezi, te sprijină și te asistă spre a îți împlini menirea. Pentru că El te va călăuzi să vezi semnele, să vezi semnele vieții, sincronicitățile pe care le primești de la sursa vieții și îți indică etapele și calea spre menirea ta. Și aceste etape vor începe de azi, au început de mult, dar vei începe să le vezi, semne clare și sincronicități pentru menirea ta, chiar de astăzi. De aceea s-a revelat acest mesaj. Și oarecum există o situație de viață în viața ta care te frământă, care are clar cu menirea ta și acest arhanghel vine să spună că în legătură cu asta, cu această situație, tu ți-ai asumat-o. Ți-ai asumat-o înainte de a veni în această existență și este necesar să înțelegi că ești un suflet curajos și ai puterea de a rezolva orice soluție, da? Dacă ești acum implicat, implicată în acțiuni care te împlinesc sufletește, care te armonizează, deși au început ca provocări și ai reușit să vezi darul din spatele acelor acțiuni, toate acele acțiuni te duc spre împlinirea ta divină. Însă este necesar să înțelegi că împlinirea menirii divine nu te scutește, să spunem, de dificultăți, de provocări și ca să poți să vezi adevărul și calea și semnele, este necesar, există o condiție esențială, o stare de bucurie care să te însoțească în confruntarea cu aceste încercări, pentru că, în esență, toate ființele umane au o singură menire, aceea de a releva pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce fac ele și de a se uni în cele din urmă cu Dumnezeu prin tot ceea ce fac. Asta este, cred că, din punctul meu de vedere, cea mai profundă menire noastră. Iar apoi, clar, se ramifică în funcție de darurile noastre, de harurile cu care noi am fost înzestrați. Este necesar să-ți urmezi chemarea inimii, să fii conectat, conectată la călăuzirea spirituală pe care tu o primești și dacă cumva să spunem că ești într-o stare de confuzie și te simți, nu știu, obosit, obosită datorită muncii pe care o faci acestui tumult al materiei, că până la urma urmei ne obosește uneori vibrația mamei pământ, această alergătură după materie, pentru că ne atașăm de ea, atunci este necesar să-ți oferi momente de odihnă, de relaxare, momente de ființare cu tine, de contemplare, de meditație, pentru ca tu să fii mai mult în ființă și să asculți limbajul vieții, da? Pentru că
Când ești obosit, obosită, nu poți să receptezi acele mesaje care îți vin din infinit, iar ele îți vin astăzi semne clare, sincronicități despre menirea ta, călăuzire de la Arhanghelul Șamuel, așa că te rog, drag suflet, oferă-ți momente de contemplare, de meditație, câteva minute măcar cu tine, stai, ascultă-ți inima pentru a putea să primești aceste mesaje, pentru că este clar, dacă te afli în fața acestui video și asculți acest video, ai această întrebare: care este menirea ta divină? Și astăzi vei primi călăuzire despre asta și poate că chiar această citire poate fi un mesaj pentru tine spre menirea ta divină, despre menirea ta divină, pentru că vom face și o citire energetică să vedem mai exact ceea ce dorește să ne transmită acest mesaj. Haideți să cerem trei pași clari despre ceea ce trebuie să știm noi despre menirea divină. Trei pași clari pentru toate sufletele care se vor conecta acum și aici cu acest mesaj, da? Pentru că ne atragem prin vibrații. Trei pași clari despre menirea divină. Fantastic. Deci, nu încetez să mă uimesc și la citirile energetice personalizate pe care le realizez pentru alte suflete și la citirile zilnice, întotdeauna mesajele se leagă unul de celălalt. Iată, cartea sincronicitate. Deci, drag suflet, primul pas spre menirea ta divină, fii foarte atent la sincronicități și intră într-o stare de neutralitate. Nu e bine, nu e rău. Nu e alb, nu e negru, ci este un întreg, yin și yang, da? Nu uita că polaritățile întotdeauna se atrag și este necesar ca să formeze un întreg să se manifeste astfel, da? Precum e sus, așa este și jos. Este necesar să înțelegi că după orice dezechilibru vine echilibru, după orice furtună vine soarele, da? Dar totul este pentru că tu împarți în bine și în rău. Dar aceasta este natura noastră umană aici pe Pământ și nu trebuie să te judeci pe de azi pentru acest aspect, pentru că ești pe deplin uman, pe deplin divin. Deci, drag suflet, fii atent astăzi la sincronicitățile care ți se trimit pentru menirea ta divină. În câmpurile tale energetice, deja totul este înfăptuit, pentru că intențiile tale, dorințele tale au lucrat cuantic, au fost atât de puternic transmise și s-au dus spre câmpurile cuantice favorabile pentru a-ți crea ție aici, pe Pământ, toate conjuncturile pentru a-ți aduce oameni care să se deschidă calea spre oportunități pentru a intra în menirea ta, pe calea ta. Așa că zâmbește și fii atent, atentă la sincronicități. Apoi mergem la a doua carte, semne din cer. Deci iată cât de frumos ți se vorbește. Deci îți vin sincronicități și semne clare. Deci clare ți se va arăta ABC astăzi, pași spre menirea ta divină. Da, deși este o zi de duminică, bucură-te, celebrează că vei primi călăuzire divină și semne clare care vin de la îngeri, de la ființele de lumină, de la ghizii tăi, de la sursa vieții, pentru ca tu să fii călăuzit spre această menire divină, ce trebuie să faci? Să te concentrezi, da? Pentru că mintea ta este ca un roi de albine, da? Împrăștiat, zumzăit în cele patru puncte cardinale. Focusul înapoi la tine, atenția înapoi la tine. Știi cum să faci asta? De exemplu, te poți să faci stai, respiri, te centrezi, stai în picioare, da? Cu picioarele depărtate, bine împământat și îți aduni înapoi de unde ți-ai cedat toată puterea, toată atenția, totul înapoi acum la mine, tot focusul, toată concentrarea înapoi la mine. Și faci așa de trei ori și îți aduci tot ceea ce ți-ai cedat înapoi. Concentrează-te, da? Și te poți concentra exact în acest punct sacru, în taina inimii tale, în chakra inimii tale, adună apoi spre tine și tot la fel poți să faci și cu ceea ce nu ți aparține. Ce nu mi-aparține să plece la aparținătorii de drept. Da? Deci este simplu, simplu, simplu. Poți lucra, a lucra cuantic cu tine nu este nimic complicat. Deci trebuie doar să fii în înțelepciunea ființei tale
și să lucrezi, da? Lucrul cu sine este foarte important și este o acțiune umană în fața Universului. Și ai făcut o simplă acțiune, de acolo Universul începe să se deschidă și să lucreze El pentru tine. Fă ca Universul să lucreze pentru tine prin intențiile tale și prin dorințele tale. Și haideți să ne continuăm citirea, să vedem mai multe aspecte despre asta. Ce sincronicități ni se vor revela astăzi pentru menirea noastră divină? Ce sincronicități vin spre noi pentru menirea noastră divină? Tot ce am el. Apoi, ce semne din cer vom primi despre menirea noastră divină? Cu semne din cer vom primi. Folosim tot oracolul celor 12 arhanghel. Și apoi mergem la cum să găsim o cale să ne concentrăm, să ne focusăm asupra informațiilor și semnelor pe care noi le primim. Care este calea de a ne concentra și de a ne focusa asupra ceea ce noi avem de primit? Mesaj frumos, superb. Eu am o pisicuță aici care mă asistă. Da. E bine, sincronicitățile vin tot de la Arhanghelul Samuel, pentru că astăzi este despre el, care îți vorbește despre pacea ta sufletească. Ca tu să poți să fii atentă la sincronicități, este necesar să fii într-o stare de pace sufletească. Cum poți să fii într-o stare de pace sufletească? Fiind în inima ta, fiind în tine, da? Nu împrăștiat în cele patru zări. Onorându-te, iubindu-te, fiind într-o stare de serenitate, da? De serenitate, de acceptare, de neutralitate, de non-judecată, de a accepta aici și acum unde ești, da? Și îți spun asta pentru că asta experimentez și eu. Deci asta experimentez și eu. Este fantastic întotdeauna cum ceea ce se întâmplă în aceste citiri experimentez și eu exact în acea zi, exact în aceeași vibrație ca și voi. Și aceste citiri energetice, să știți că nu sunt doar pentru voi, sunt călăuzitoare și pentru mine și mă susțin pe parcursul zilei și pe mine. Deci, drag suflet, ca să poți să primești sincronicitățile, conectează, chiar poți să-i ceri călăuzirea Arhanghelului Samuel. Drag Arhanghel Samuel, te rog să mă susții ca eu să fiu receptiv la sincronicitățile trimise de către Univers despre menirea mea divină, astăzi, aici și acum. Foarte frumos. Și semnele din cer îți vin și le poți percepe prin vibrația Arhanghelului Zadachiel, care îți vin prin bucurie divină, da? Deci, iată ce carte frumoasă. Te vor bucura semnele din cer care vin astăzi și le vei vedea, pentru că acest Arhanghel Zadachiel te va face să le vezi și vei fi uimit, uimită de măreția și frumusețea divină prin care îți vor veni aceste semne. Foarte frumos! Deci, astăzi avem o vibrație foarte înaltă și niște cărți minunate. Și iată frumusețea ființei tale, iată aripile tale, curcubeu, chakrele activate, iată câmpul cuantic unde se împlinesc toate posibilitățile de super. Și apoi, cum ne putem concentra și aduna din cele patru zări? Atenția, pentru că acolo unde ți este atenția, ți este și energia. De aceea zic, focusul întotdeauna la tine, adună-ți energia de peste tot la tine. Aici, focusul la tine, din magia divină. Tu ești magicianul, magia divină a propriei tale ființe. Alchimistul, alchimista propriei tale ființe. Prezitul, prezita, maestra, maestrul în cel înțelept. Tu ai puterea de a alchimiza, de a transmuta. Ești măreț, drag suflet. Ești măreț. Toate aceste programe ale acestui Matrix, ale acestei lumii, spun că tu ești separat de Dumnezeu, că Dumnezeu este sus în cer. Nu, este în tine și tu ai măreția sa pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă că ai atribute divine.
Asta înseamnă că poți să transmuți, să alchimizezi tot ceea ce îți dorești. Lucrează cu materie. Deci, iată, și acest mesaj vine de la Arhanghelul Ariel. Poți lucra cu materia, poți alchimiza, poți transmuta totul. Totul depinde de tine. Și prin magicianul divin, prin magia divină din tine, îți aduci înapoi puterea și tot ceea ce ți-ai cedat cu voie sau fără de voie, prin gând, faptă, cuvânt, trăire, simțire, altor suflete. Și haideți să vedem pe baza ultimului mesaj, folosim oracolul înțelepciunii, cum putem noi să ajungem la pacea sufletească de plin. Care este calea pentru noi astăzi, aici și acum? Și te amintesc că aceste cicluri sunt atemporale și vor fi perfect potrivite pentru tine în momentul în care le accesezi, vei avea nevoie de acel mesaj și va veni pentru tine. Prin înțelepciune, apoi cum putem să atingem starea de bucurie divină, haideți să vedem, este calea de a atinge starea de bucurie divină, frumos, care este starea de a vedea magicianul divin din noi. Haideți să vedem. Deci, poți ajunge la starea de pace sufletească prin înțelepciunea ființei tale. Să nu te lași pradă ego-ului obscuriat, acești șerpi reprezintă tentațiile acestei vieți, acestei materii în care tu poți să cazi, să te atașezi. Dacă tu le spui nu și îți folosești înțelepciunea ființei tale, vei ajunge la pacea inimii tale. Și tu știi acum, pentru că ești un bărbat trezit, ești o femeie trezită, tu știi când aceste tentații vin către tine, le vezi. Fă un pas înapoi, respiră și intră în stare de observator și nu da curs. Nu da curs. Folosește-ți înțelepciunea. Privește de la egal la egal orice situație. Nu urca oamenii pe piedestale, pentru că iată aici acest suflet care ești tu, privește așa. Nu. Trebuie să privești așa, de la egal la egal. Pentru că dacă tu privești așa la un om, vei ceda puterea sau așa, pentru că a intrat în milă, nu în compasiune și în judecată, da? Deci privește de la egal la egal prin înțelepciunea inimii tale și astfel vei ajunge la pacea sufletului tău de plină ca să primești sincronicitățile necesare pentru relevarea misiunii tale. Cum poți să ajungi la bucuria divină pentru a primi semnele din cer? Fiind un munte sacru, măreț, da? Și pentru mine această carte reprezintă muntele Sinai, unul dintre cele mai puternice portaluri energetice din lume, iar n-au cum să ajung acolo să vă transmit și de acolo voi face înregistrări și, ca de obicei, ca în fiecare an, o să vă aduc multă informație de acolo. Fii ca un munte, fii tu muntele tău sacru. Ce înseamnă urca muntele sacru? Înseamnă a fi o inițiere, da? Bucuria divină o atingi prin a urca propriul tău munte. Și cum poți urca propriul tău munte? Numai de mână cu Dumnezeu. Viața aceasta aici pe pământ înseamnă să-ți urci propriul tău munte, sacralitatea ființei tale. Să începi de la acea uitare cu care te naști, uiți cine ești, uiți că ești esență divină, uiți că ești miracol, că ești măreț și începi prin orbirea ta umană să urci, să urci, te împiedici, cazi, te întorci înapoi. Dar când începi să te trezești, știi că oricât de greu ți-ar fi să urci acest munte sacru, e singur, ești de mână cu Dumnezeu și nu mai privești înapoi la trecutul tău, mergi doar înainte, pentru că calea este doar înainte. Trecutul ți-a fost un instrument de lumină, îl binecuvântezi, îi mulțumești pentru că te-a creat, te-a făcut să fii ceea ce ești tu astăzi de aici. Și mergi mai departe, ești muntele sacru, urcă-ți muntele împreună cu Dumnezeu. Întotdeauna vei ajunge în vârf pentru a putea primi bucuria divină. Și cum ajungi la starea de magician divin? Să nu te mai lași pierdut, pierdută în nopțile întunecate ale sufletului, care ego-ul spune că tu ești asta, despre asta este, despre suferință, despre durere. Nu. Nu mai este așa acum. Doar dacă nu înțelegi. Trebuie să înțelegi, este esențial să înțelegi că viața nu este despre suferință.
Dacă tu te duci benevol spre divinitate, spre Dumnezeu și deschizi brațele și dai mâna lui Dumnezeu și te lași îmbrățișat de către Univers și de către iubirea sa și devii un instrument de lumină prin inima ta pură, prin gesturi simple, mărețe, pur și simplu printr-o igienă mentală a gândurilor tale, a minții tale, este primul pas spre iubirea de sine, spre iubirea de înalt, spre iubirea de întreg, de aproape, de tot ceea ce vrei tu. Și așa vei reuși. Nu este despre suferință, nu trebuie să suferim. Doar că noi alegem, pentru că noi luăm totul ca fiind atât de real și de personal, ne identificăm cu niște programe și spunem că noi suntem, sau cu niște aspecte ale personalității create de ego, distorsionate, și spunem că noi suntem asta, că noi suntem acest trup, că noi suntem această materie. Da, suntem, dar suntem 0,02%. Sau un restul suntem magie, magie divină. Deci, drag suflet, ca să ajungi la magicianul divin, nu te mai pierde în propria ta minte și în manifestările egoului și haideți să luăm de final. Avem aici și oracolul maestrilor înălțați, care mi este foarte drag mie și cu care fac citirile energetice pe deplin uman, pe deplin divin. Dacă îți dorești o astfel de citire, îmi poți scrie pe WhatsApp la numărul pe care îl găsești în descrierea acestui video. Sunt înălțătoare acele citiri. Haideți să vedem un mesaj suplimentar, esența pentru menirea noastră divină. Care este esența mesajului de astăzi? Ce trebuie să știm pentru menirea noastră divină? Ah! Sunt emoționat. Este Rumi care îți vorbește despre cunoașterea mistică. Menirea ta divină vine prin vibrația cunoașterii mistice, a stărilor de iluminare pe care tu le conții ca memorii, vii cu ele din timpul străvechi, din memoria timpului și le ai în câmpurile tale. Iar aceste memorii se activează și, adică chiar se spune despre tine, drag bărbat, dragă femeie, că ești un mistic, ești o mistică. Foarte mult ție te privesc ciudat și nu te înțeleg pentru că nu ești atât de pământesc pentru ei sau pământeană. Da. Deci esența menirii tale divine are legătură cu cunoașterea ta mistică și mesajul îți vine de la Rumi, Rumi, cel mai măreț poet al iubirii, o ființă iluminată. Și sunt onorată că am pictat coperțile pentru cele două volume despre Rumi, traducerile lui Rumi, create de prietenul înger, Marius Ghidel. Și acele cărți sunt revelatoare și vindecătoare și m-au făcut să-l cunosc și mai mult pe Rumi, pentru că în momentul în care am creat acea colecție de picturi, a fost necesar să mă conectez cu vibrația lui și așa m-am îndrăgostit de Rumi. Da, dragi suflete, astăzi avem o citire înălțătoare. Haideți să ne bucurăm de ea și să celebrăm și să amintesc, dragi suflete, că vei găsi întreaga citire detaliată pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, și de asemenea pe canalul de TikTok și pe canalul de YouTube, Gabriela Camelia Popescu. Și dacă încă nu te-ai abonat la acest canal și la această pagină, te invit să o faci acum. Bineînțeles, dacă îți dorești să ne continuăm călătoria împreună, dacă simți că acest mesaj poate împuternici, distribuie-l tu acolo unde este nevoie, pentru că viața este despre împreună. Vei găsi de asemenea în descrierea acestui video și linkul cum te poți tu abona ca să fii membru acestui canal pentru a primi beneficii suplimentare săptămânal, în special în ziua de miercuri. Dar când mă voi simți inspirată, voi posta și în alte zile, de exemplu, cum am postat ieri meditația de tăiere a stingurilor energetice și de vindecare cu vibrația Arhanghelului Rafael și Arhanghelului Mihail. Aceste meditații mi-aparțin din punct de vedere uman, sunt create de mine, dar sunt primite din infinit. Sunt meditații unice pe care nu ai să le găsești în altă parte. Ele vin exact cum vin și mesajele zilnice, cum vin și mesajele voastre din citirile energetice personalizate și cum vin și picturile și mesajele de la picturi. Și
Sunt profund recunoscătoare că pot fi un instrument de lumină, la fel ca și voi, pentru că și voi sunteți canale și instrumente de lumină prin care divinitatea lucrează prin miliarde de fațete știute și neștiute, manifestate și nemanifestate. Pentru că noi suntem Alfa și Omega, începutul fără de sfârșit. Vă zâmbesc și vă doresc să celebrați venirea voastră divină aici pe Pământ prin lumina sufletului vostru. Dați-vă voie să străluciți, dați-vă voie să vă vedeți și să fiți văzuți, pentru că infinitul vă vede și este important ca lumina voastră să fie văzută aici pe Pământ și validată și onorată prin tot ceea ce sunteți voi. Zi binecuvântată!